pe care, primind-o jertfenicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul pe Sfântului tău Duh. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, odeauna cum și purrea, și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate, le plinești mistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Vrednicului păstor al turmei lui Hristos, răvnitorului ierarh Teodosie, care prin mucenicie s-a arătat apărător al bisericii strămoșești, laudă de mulțumire îi aducem noi nevrednicii, că acesta este odor prea strălucit între ierarhii Moldovei și pururea, rugător către Dumnezeu pentru cei ce cu credință și cu dragoste îi cântă. Mucenice al lui Hristos. Din pruncie te-a cărăzit Dumnezeu, a fi vas ales al Harului, căci binecredincioșii tăi părinți ți-au umplut inima și sufletul de iubire sfântă și de învățătura cea adevărată a bisericii. Întrarmat fiind cu daruri alese, ți-ai închinat viața împlinirii virtuților creștinești, pentru care îți aducem această cuvenită cântare. Bucură-te, Cel ce din brațele Maicii tale omul vieții a înflorit întru tine. Bucură-te că din copilărie ai început călătoria către Dumnezeu. Bucură-te că din casa părintească te-ai arătat ca un vas sfințit. Bucură-te că din pruncie sufletul tău a fost locaș al Sfântului Duh.
Bucură-te cel ce ai post ca o stâlpare de finică înaintea Domnului. Bucură-te că Îngerul Păzitor ți-a arătat calea cea bună de urmat. Bucură-te că dragostea de Dumnezeu a împodobit viața ta. Bucură-te că ai căutat omoara cea adevărată pe care ai găsit-o în biserica Domnului. Bucură-te că Fiul al Luminii te-a arătat pe tine vețuirea ta. Bucură-te că pe calea cea bună credința în Dumnezeu te-a călăuzit. Bucură-te că multă stăruință ai arătat pentru îmbunătățirea vieții tale. Bucură-te că ai înmulțit talentul ca sluga cea binecredincioasă. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, Mucenice al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, Mucenice al lui Hristos. Ascultând glasul chemării celei de sus, ai luat crucea și ai urmat lui Hristos, îndreptându-ți pașii către viața călucărească de la mănăstirea Braz din Vrancea natală, unde prin o sârdie și nevoință te-ai făcut bineplăcutului Dumnezeu, căruia neîncetat i-ai cântat. Aleluia! Aleluia! Din tinerețile tale, râvnitor al virtuților și iubitor de nevoință te-ai arătat. Pentru aceasta viața ta cea plăcută lui Dumnezeu a fost cunoscută de toți monahii ca o scară dumnezeiască ce duce către ceruri. Primit ai cu smerenie și evlavie chipul cel îngeresc al călugăriei, pentru care noi, credincioșii, îți împletim cu nună de laude, cântând așa: Bucură-te că ai socotit de șertăciuni toate cele omenești! Bucură-te că năvălirile patimilor le-ai potolit! Bucură-te că toate cele pământești ca o pânză de păianjen le-ai socotit! Bucură-te că ispitele nu te-au putut opri din calea spre sfințenie! Bucură-te cel ce pe piatra credinței ți-a așezat tinerețea ta! Bucură-te că prin viață neîntenată ai urcat pe scara virtuților! Bucură-te că ai căutat cu multă râvnă ajunge la firea cea dintâi! Bucură-te că ai fost ca o viță roditoare în via Domnului! Bucură-te că prin viață curată ai dobândit frumusețile cele neperitoare! Bucură-te că te-ai făcut să lași curat al Sfântului Duh, dumnezeiască dragoste arzând întru tine! Bucură-te că ai fugit de fiforul ispitelor celor vătămătoare de suflet! Bucură-te cel ce cu darul lui Dumnezeu ai biruit hotarele firii! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, Mucenice al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, Mucenice al lui Hristos! Ca o flacăre arzătoare a strălucit viața ta în obștea ce te-a primit, minunate Părinte Teodosie, luminând și întărind pe cei din jurul tău, darul Sfântului Duh te-a mânat ca pe o pasăre în pustie, unde ți-ai adăpat sufletul din izvoarele cele neperitoare ale vieții și hăstrești, urcând treptele sfințeniei și cântând neîncetat lui Hristos Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Curată pornire lăuntrică, având ai căutat înălțarea sufletului prin sărăcie de bunăvoie, curăție de plină ascultare și neîncetate rugăciuni, și ajungând la frumusețea năpătimire vrednicului ostaș al lui Hristos, ai sporit roada Duhului Sfânt întru tine,
pentru care îți aducem această cântare. Bucură-te că ai intrat în ceata celor ce cu o sârdie îl caută pe Domnul. Bucură-te că îngerescul chip ți-a fost pavăză împotriva ispitelor. Bucură-te că ai trecut de la trăirea în trup la trăirea în duh. Bucură-te cel ce intrând în liniștea sihăstriei a împodobit graiul inimii cu frumusețea rugăciunii. Bucură-te că zăvorând ușa ispitelor, zburdările trupului ai veștejit. Bucură-te cel ce prin curată viață călugărească ai devenit înger în trup. Bucură-te că de poftele lumești ai fugit, făcându-te ucenic ales al Domnului. Bucură-te că în mănăstire vețuind, despătarea bunătăților duhovnicești ai dobândit. Bucură-te că trăind într-o sfințenie, cale la ceruri ți-ai pregătit. Bucură-te că prin post și rugăciune ai dobândit bunătățile cele veșnice. Bucură-te că trăire curată având veșmântul cel luminos al mântuirii l-ai împodobit. Bucură-te că viața ta scară cerească s-a arătat. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, Mucenice al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, Mucenice al lui Hristos! Încununându-ți viața și hăstrească cu daruri dumnezeiești, Împăratul doririlor te-a chemat la vrednicia arhieriei, alegându-te păstor al urmei cele cuvântătoare din ținutul rădăuților. Și într-o această slujire ca un cărbune dumnezeiesc, ai luminat sufletele celor credincioși, povățuindu-i la lumina cea neînserată și învățându-i a cânta lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Ca un soare duhovnicesc te-ai arătat păstoriților tăi fericite, Teodosie, și prin pioase rugăciuni la mormântul marului voivod Ștefan cel Sfânt de la Putna, ai ținut aprinsă candela credinței și dragostea de țară. Pentru aceasta te întâmpinăm cu aleasă cinstire zicând, bucură-te, vrednicule urmaș al apostolilor, cel ce toate cu înțelepciune le-ai chivernisit. Bucură-te că prin darul arhieriei ai primit mirul cel ceresc în inima ta. Bucură-te, păstorule cel bun, care ai intrat prin ușă în staulul oilor. Bucură-te că prin osteneri chipul marelui arhiereu întru tine s-a împlinit. Bucură-te că sufletele cele ofilite le-ai udat cu apa Sfântului Duh. Bucură-te că te-ai arătat urmei tale ca un spic unsutită roadă. Bucură-te că ostenelile tale au fost ca o bogată pârgă adusă Domnului. Bucură-te cel ce cu pâinea cea cerească pe cei credincioși ai hrănit. Bucură-te că ai fost îndrumător și povățitor luminat păstoriților tăi. Bucură-te că ai socotit urma lui Hristos ca o vistierie dată în grija ta. Bucură-te că povățuitor preascuțit al călugărilor ai fost. Bucură-te că nevoințele tale s-au arătat podoaba de mult preț a bisericii. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, Mucenice al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, Mucenice al lui Hristos! Viața ta plăcută lui Dumnezeu s-a făcut cunoscută tuturor, Sfinte Ierarhie Teodosie, și fiind ascultător de Hristos, ai fost chemat să luminezi cu învățăturile tale și pe cei din Episcopia Romanului, unde ca o stea prea strălucită ai vestit cu tărie pe soarele dreptății, căruia împreună cu tine îi cântăm. Aleluia!
prelățuind cu multă dragoste turma cea încredințată ție de către Dumnezeu, ca într-o școală duhovnicească ai umplut de mireasmă dumnezeiască sufletele păstoriților tăi, călăuzindu-i către limanul împărăției cerurilor, pentru care îți cântăm. Bucură-te, Cel ce cu darul înțelepciunii ai arătat luminată lucrarea archeriei tale. Bucură-te că pe credincioși ai hrănit cu dreapta învățătura lui Hristos. Bucură-te, Cel ce din izvorul cel limpede al harului pe mulți ai adăpat. Bucură-te că ai strălucit ca un sfeșnic minunat în biserica lui Hristos. Bucură-te că ai condus turma ta spre dumnezeieștile limanuri. Bucură-te că Evanghelia Domnului cu multă râvnă ai propovăduit. Bucură-te că sufletele cele pustiite, roditoare le-ai făcut. Bucură-te, Cel ce cu multă cinste ai stat în ceata arhiereilor. Bucură-te că la pășunea ce aleasă ai adus pe credincioșii tăi. Bucură-te că ai păstorit turma ta într-o cuvioșie și dreptate. Bucură-te că te-ai arătat bun cârmaci al Episcopiei Romanului. Bucură-te că prin arhiereasca ta slujire ți-ai făcut mai strălucitoare haina sufletului. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, mucenice al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, mucenice al lui Hristos! Râvna pentru Hristos și puterea cuvintelor tale te-au făcut să urci pe treapta cea înaltă a arhiepăstoriei, învrednicindu-te pe pământ de cinste de părinte al întregii biserici din Moldova, iar în ceruri de lumină negrăită a slavei lui Dumnezeu, căruia-i cânt neîncetat, aleluia! Mai marele păstorilor te-a chemat, Sfinte Ierarhie Teodosie, la scaunul de slujire a Bisericii Moldovei, greu încercată de nevălirile barbare, iar tu, Părinte, într-armat fiind cu puterea lui Hristos, nu te-ai înspăimântat de primejdii, pentru care primește cântarea aceasta. Bucură-te că în vasul tău cel pământesc a fost urnat mirul cel ceresc. Bucură-te că slujind oamenilor ai slujit lui Dumnezeu. Bucură-te, apărător și zid împotriva năvălitorilor celor fără de lege. Bucură-te, platoșa și scutul neclintit împotriva dușmanilor adevărului. Bucură-te, soare dătător de lumină și căldură a lui Hristos. Bucură-te că Dumnezeu te-a răsplătit pentru râvna ta. Bucură-te, Cel ce căile cele strâmbe ale oamenilor le-a îndreptat. Bucură-te, slujitor adevărat, că pământul de cer l-ai apropiat. Bucură-te, stea strălucitoare pe bolta Bisericii lui Hristos. Bucură-te, dar dumnezeiesc al poporului nostru binecredincios. Bucură-te, fluierul cel păstoresc al dreptmăritorilor creștini. Bucură-te, omule al lui Dumnezeu și al lăuta Duhului. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos! Ca zorii dimineții te-a arătat bisericii din Moldova, cinstite ierarhie, hrănind cu pâine cerească pe credincioșii tăi și asemenea apărătorilor credinței, străbătând ținutul Moldovei, i-ai îmbărbătat cu rugăciune și cuvânt la mărturisirea lui Hristos, cântându-i Dumnezeu
Aleluia. Aleluia. Ca un păstor vrednic de laudă al turmei lui Hristos, Sfinte Ierarhie Teodosie, după dumnezeiasca judecată ai alungat de la turma ta pe lupii cei răpitori, cu arma dreptei credințe, pentru aceasta râvna ta apostolească a fost răsplătită în ceruri de Hristos Dumnezeu, iar noi pe pământ îți aducem această cântare. Bucură-te, luptătorule, împotriva nedreptății! Bucură-te, apărătorule al ortodoxiei! Bucură-te, străjerul neadormit la poarta bisericii! Bucură-te, apărătorule al celor nedreptățiți! Bucură-te, cunoscătorule al inimilor! Bucură-te, propovăduitorul și apărătorul dreptei credințe! Bucură-te, ocrotitorul credincioșilor tăi! Bucură-te, arhiereule luminat al Bisericii lui Hristos! Bucură-te, lucrătorule în ogorul Domnului! Bucură-te, aducătorule de roadă duhovnicească! Bucură-te, cămara virtuților și lauda ierarhilor! Bucură-te că Hristos te-a preamărit în ceruri! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos! Deși ai fost izgonit de vrăjmași pe nedrept din scaunul arhipăstoresc, Sfinte Ierarhie Teodosie, pacea și liniștea sufletului tău le-ai păzit, căci recrăgându-te la mănăstirea Braz din țara Vrancei, unde te-ai născut, ai petrecut în privegheri și rugăciuni pentru poporul tău cel binecredincios, cântând neîncetat lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia! Ca o ploaie liniștită ce cade pe pământ însetat, s-a arătat venirea ta în mănăstirea Braz, pe care o ai zidit din nou, Sfinte minunate Ierarhie Teodosie, înnoind duhovnicește oft a monahilor și pe credincioșii care au alergat la tine cu smerenie, bucurându-ne de aleasa ta lucrare, îți aducem cântarea aceasta. Bucură-te că ai apărat comoara ortodoxiei în țara de jos a Moldovei. Bucură-te că ai călăuzit ceata monahilor pe căile desăvârșirii. Bucură-te că ai rânduit aleasă viață călugărească în mănăstirile pe care le-ai ctitorit. Bucură-te, cel ce ca un fiu al dumnezeieștii lumini ai deschis calea spre cele veșnice. Bucură-te, cel ce ai fost conducătorul sihaștrilor și nebiruitul întâi luptător. Bucură-te că ai fost ca un măslin roditor pentru mulți călugări și credincioși. Bucură-te, slujitorule al tuturor celor necăjiți! Bucură-te, râvnitorule pentru altarele Domnului! Bucură-te că cetele monahilor le-ai făcut ca o vie roditoare! Bucură-te că ai rânduit neîncetata priveghere în așezămintele tale călugărești! Bucură-te că pe fiii tăi duhovnicești i-ai povățuit să cugete la cele înalte! Bucură-te că prin slujire adevărată și viață curată ai înmulțit ceata monahilor. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos! Râmbiță duhovnicească s-au arătat povățuirile tale pentru fiii tăi sufletești, Sfințite Ierarhie, pe care împlinindu-le și-au împodobit viețuirea cu mireasma Duhului,
Pentru aceasta și noi învățăm de la tine a merge pe calea virtuților, cântându-lui Dumnezeu, aleluia! Aleluia! Nici prigonirile, nici primejdiile, nici chinurile necredincioșilor nu te-au îndepărtat de la calea adevărului, Sfinte Părinte, căci ai răbdat până la sânge silnicia lor. Pentru aceasta, minunându-ne de pătimirea ta, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te, Cel ce ai luat pe umeri crucea lui Hristos! Bucură-te că te-ai luptat pentru dreapta credință! Bucură-te, Păstorule cel bun, că ți-ai dat viața pentru turma cea cuvântătoare! Bucură-te, Cel ce te-ai făcut vrednic de cununa muceniciei! Bucură-te că vărsarea sângelui tău a fost ca un mir de mare preț adus lui Hristos! Bucură-te că ai urcat pe scara care duce la Dumnezeu prin pătimirile tale! Bucură-te că prin mucenicia ta Hristos ușa Raiului ți-a deschis! Bucură-te, Cel ce ca o slugă bună și credincioasă a intrat într-o bucurie a Domnului tău! Bucură-te, Cel ce ai știut să unești pe cele de jos cu cele de sus! Bucură-te că ai intrat cu cinste în Ierusalimul cel ceresc! Bucură-te, Cel ce te-ai învrednicit a trăi împreună cu Hristos în veci! Bucură-te că pământul Vrancei l-ai sfințit prin sângele muceniciei tale! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenicea lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenicea lui Hristos! Mare Ierarhie și Sfinte mucenicea lui Hristos, Teodosie, apărătorule al dreptei credințe a Bisericii, te-ai învrednicit de viața cea fără de sfârșit, unde acum strălucești în lumina cea neînserată, aducând de-a pururi laudă lui Dumnezeu și cântând aleluia! Aleluia! Văzând pătimirea și mucenicia ta, călugării din mănăstirea Braz și binecredincioși și creștini s-au adunat în jurul trupului tău și în cântări duhovnicești l-au îngropat cu cinste în biserica acestui așezământ. Iar după îngroparea ta, n-au încetat a veni la mormântul tău ca la un părinte prea iubit, cântându-ți laude ca acestea. Bucură-te, Cel ce ți-ai săvârșit viața mărturisind pe Hristos! Bucură-te că ai primit de la El cununa muceniciei! Bucură-te că te-ai făcut vrednic moștenitor al vieții celei de veci! Bucură-te, Sfinte Ierarhie, mult pătimitorule! Bucură-te, stea ce strălucește în ceata mucenicilor bisericii! Bucură-te, împodobitorule al mărturisitorilor lui Hristos! Bucură-te, floarea arhieriei adăpată cu sânge mucenicesc! Bucură-te că ai făcut parte, ai avut parte de moartea cea purtătoare de viață! Bucură-te, mielule nevinovat care a intrat în ceata celor ce s-au jertfit pentru Hristos! Bucură-te că te-ai îmbrăcat cu haina prea strălucită în ceruri! Bucură-te că împreună cu Maica Domnului și cu Sfinții te odihnești în cămara lui Hristos! Bucură-te că te-ai învrednicit de viața cea veșnică! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos! Într-o bucurie cea nespusă a împărăției celei de sus petrecând, Sfinte Ierarhie Teodosie, te îndulcești de lumina cea întreistrălucitoare a preasfintei trăimi,
de unde primite-ne și nouă celor ce prăznuind după cuvință sfântă pomenirea ta, răbdare în necazurile vieții și nădejdea mântuirii, într-o dragostea lui Dumnezeu viețuind, împreună cu tine să-i cântăm. Aleluia! Aleluia! După îngroparea ta minunată, Părinte, prin rânduiala dumnezeiască s-a aflat comoara de mult preț a sfintelor tale moaște, cinstite după vrednicie de sfântul cuvios Antipa. Pentru aceasta și noi îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te că trupul tău ni l-ai lăsat ca un dar sfințit. Bucură-te că aflând moaștele tale ne veselim cu Duhul. Bucură-te, ierarhie îndumnezeit, care dai mireasmă duhovnicească credincioșilor. Bucură-te, cununa adevărului și slava arhiereilor. Bucură-te, mângâierea oamenilor cuprinși de primejdii și de întristări. Bucură-te, jertfă bine primită de Dumnezeu. Bucură-te, limanul cel lin și neînviforat al celor necăjiți. Bucură-te, ancoră tare și nemișcată. Bucură-te că pe cei ce se roagă cu credință, cu daruri duhovnicești, îi împodobești. Bucură-te, luminarea și scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, cel ce cu mir de nard alin suferințele celor neputincioși. Bucură-te că Dumnezeu ascultă rugăciunile tale pentru neamul românesc. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos. Vrednicule următor al apostolilor, ca un adevărat arhiereu al Bisericii lui Hristos, ai pătimit până la mucenicie și ai dobândit daruri mai presus de fire, pentru care te rugăm să fii nouă mijlocitor, ca să aperi de tot răul moștenirea ta, care cântă împreună cu tine Sfintei Treimi. Aleluia! Aleluia! Mare ierarhie Sfinte Teodosie, pe drumul crucii lui Hristos, lupta cea bună ai luptat, primind cununa muceniciei, fiind împreună șezător cu toți sfinții în cămările cerești. Iar noi, păcătoși, pe pământ îți cinstim pomenirea ta și cu o sârdie te rugăm, ajută-ne să deschidem poarta nădejdii către Dumnezeu ca să-ți aducem aceste cântări. Bucură-te că întru tine chipul lui Dumnezeu s-a împlinit. Bucură-te, cel ce ai fost rânduit de-a dreapta lui Dumnezeu împreună cu toți sfinții. Bucură-te, cel ce te odihnești în cer ca un sfințit mucenic al lui Hristos. Bucură-te, cel ce ești piatra cea scumpă a bisericii păstrată în bisteriile cerești. Bucură-te, trâmbița apostolească și alăută duhovnicească. Bucură-te că prin jertfirea vieții tale ai desăvârșit pe cetea chipului dumnezeiesc. Bucură-te că te adept pururea din izvorul vieții și al veșnicei lumini. Bucură-te, floarea cea neveștejită din grădina raiului. Bucură-te că vezi de-a pururi fața lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce ca un prinos bogat împodobești cărmările cerești. Bucură-te, mirul cel ceresc care ne umple pe noi de bună mireasmă. Bucură-te, izbăvirea cea scumpă a sufletelor noastre. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mare mucenice al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos.
O mult pătimitorule sfinte mucenice al lui Hristos, ierarhe Teodosie, trimis fiind de Dumnezeu la vreme de strâmtorare să fii pavăza Bisericii Moldovei, noi cei împovărați cu multe și grele păcate, îți aducem din toată inima cuvenita cinstire ca aceluia în care a prisosit darul Sfântului Duh. Aflându-te acum slujitor la altarul cel ceresc, te rugăm să fii mijlocitorul nostru către atotputernicul Dumnezeu, izvorul tuturor bunătăților, ca prin harul său ocrotitor să ne dea înțelepciune, sănătate, pace și iertare de păcate, ca să prisosim în credință și în dragoste față de El și către aproapele, pentru a ajunge la limanul cel mult dorit al mântuirii și împreună cu Tine să aducem neîncetată laudă. Aleluia! 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 O mult pătimitorule sfinte mucenice al lui Hristos, sfinte ierarhe Teodosie, trimit sfind de Dumnezeu la vreme de strâmtorare să fii pavăza Bisericii Moldovei, noi cei împovărați cu multe și grele păcate, îți aducem din toată inima cuvenita cinstire ca aceluia în care a prisosit darul Sfântului Duh. Aflându-te acum slujitor la altarul cel ceresc, te rugăm să fii mijlocitorul nostru către atotputernicul Dumnezeu, izvorul tuturor bunătăților, ca prin harul său ocrotitor să ne dea înțelepciune, sănătate, pace și iertare de păcate, ca să prisosim în credință și în dragoste față de El și față de aproapele, pentru a ajunge la limanul cel mult dorit al mântuirii și împreună cu Tine să-i aducem neîncetată laudă. Aleluia! 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 O mult pătimitorule sfinte mucenice al lui Hristos, sfinte ierarhe Teodosie, trimis fiind de Dumnezeu la vreme de strâmtorare să fii pavăza Bisericii Moldovei, noi cei împovărați cu multe și grele păcate, îți aducem din toată inima cuvenită cinstire ca aceluia în care a prisosit darul Sfântului Duh. Aflându-te acum slujitor la altarul cel ceresc, te rugăm să fii mijlocitorul nostru către atotputernicul Dumnezeu, izvorul tuturor bunătăților, ca prin harul său ocrotitor să ne dea înțelepciune, sănătate, pace și iertare de păcate, ca să prisosim în credință și în dragoste față de El și către aproapele, pentru a ajunge la limanul cel mult dorit al mântuirii și împreună cu Tine să-i aducem neîncetată laudă. Aleluia! 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 Din pruncie Te-a hărăzit Dumnezeu a fi vas ales al harului Său, căci binecredincioșii Tăi părinți Ți-ai umplut inima și sufletul de iubire sfântă și de învățătura cea adevărată a Bisericii. Într-armat fiind cu daruri alese, Ți-ai închinat viața împlinirii virtuților creștinești, pentru care Ți-aducem această cuvenită cântare. Bucură-te Cel ce din brațele Maicii Tale omul vieții a înflorit întru Tine. Bucură-te că din copilărie ai început călătoria către Dumnezeu. Bucură-te că din casa părintească Te-ai arătat ca un vas sfințit. Bucură-te că din pruncie sufletul Tău a fost lăcaș al Sfântului Duh. Bucură-te Cel ce ai fost ca o stâlpare de finică înaintea Domnului. Bucură-te că Îngerul Păzitor Ți-a arătat calea cea bună de urmat. Bucură-te că dragostea de Dumnezeu a împodobit viața Ta. Bucură-te că ai căutat comoara cea adevărată pe care ai găsit-o în Biserica Domnului.
Bucură-te că Fiul al Luminii te-a arătat pe tine vețuirea ta. Bucură-te că pe calea cea bună credința în Dumnezeu te-a călăuzit. Bucură-te că multă stăruință ai arătat pentru îmbunătățirea vieții tale. Bucură-te că ai înmulțit talentul ca o slugă binecredincioasă. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Teodosie, mucenice al lui Hristos. Către Sfântul Ierarh mucenic Teodosie, de la mănăstirea Braz, cu umilință și cu credință să ne rugăm. Sfinte Ierarhie Teodosie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi păcătoși. Sfințite Ierarhie Teodosie, care de cununa mucenicească învrednicindu-te prin tăierea cinstitului tău cap de către păgâni, de când te aflai la mănăstirea Braz din Ținutul Vrancei, acum împreună cu îngerii locuind, te bucuri de mărirea cea gătită sfinților. Nu ne uita pe noi, păcătoși, cei ce nădejde având în puterea ta de mijlocitor către Împăratul Hristos, ca unul ce stai înaintea tronului preasfintei trăim, ție cu credință grăim unele ca acestea. Bucură-te că la mănăstirea Braz ai strălucit prin mucenicie. Bucură-te că acel loc al muceniciei tale s-a făcut cunoscut tuturor prin tine și acolo călugări și călugărițe s-au nevoit cu nevoința cea bine plăcută lui Dumnezeu, ocmenindu-te necontenit între ctitori. Bucură-te că pentru credința cea adevărată și pentru apărarea sfintelor odoare ale bisericii, spre a nu le lăsa pradă nelegiuirii, ți-ai jertfit viața. Bucură-te că Dumnezeu a insuflat gând de evlavie ucenicilor tăi și la vrente episcopul ți-a pus piatră de marmură deasupra cinstitului tău mormânt. Bucură-te că o cărămidă pusă sub pământimitorul tău cap, cu numele Teodosie înscris pe ea, te-a făcut cunoscut urmașilor de peste ani. Bucură-te că trupul tău căzut sub ascuțișul sabiei cele sălbatice s-a descoperit în vremele cele mai de pe urmă. Bucură-te că te-ai învrednicit de proslăvire din partea lui Dumnezeu, care a dat gândul cel bun eroschimonacului Dimitrie spre a căuta în pământ unde săpând a găsit piatra de marmură a mormântului tău și cărămida cu înscrisul de pe ea, pe care i-a așezat capul tău deasupra de trup, ca și întreg trupul tău. Bucură-te că și prin moarte s-a arătat întreaga ta smerenie, căci capul așezat cu gura în jos pe cărămidă arată că mereu ai avut fruntea plecată spre pământ, rugându-te cu căldură ca și vameșul: Dumnezeule milostiv, fii mie păcătosului. Bucură-te că prin rânduială dumnezeiască s-a făcut lucrarea de dezgropare a cinstitului tău trup, după mai bine de 150 de ani și cu sobor de preoți în cântări duhovnicești a fost pus în paraclisul de taină din peștera mănăstirii Braz, unde se săvârșea sfânta liturghie până nu de mult. Fericindu-te pe tine mult nevoitorule și mult răbdătorule, Sfinte Mucenice Teodosie, ne cucerim și zicem: roagă-te pentru noi cei ce facem cu dragoste pomenirea ta și ne întărim duhovnicește de lucrarea ta în pământul scumpei noastre patrii și în ogorul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române. Iar noi îți zicem mereu: bucură-te, Sfinte Mucenice Teodosie! Amin. Amin. Cele alese dintre toate fiicele,
cele neamurilor, Fecioarei Maria, Maica Fiului lui Dumnezeu, prin care a venit mântuire la toată lumea, cu umilință îi strigăm, caută la viața noastră cea plină de durere, știind tristările noastre și durerile ce le-ai îndurat când ai fost pe pământ, fă cu noi după mila ta cea mare, ca să-ți cântăm ție așa: bucură-te, Maică prea slăvită, ce prefaci întristările noastre în bucurie. Îngerul ce a vestit păstorilor din Betleem nașterea Mântuitorului lumii, împreună cu puterile cerești, au cântat: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Iar tu, Maică, n-ai avut unde să-ți pleci capul și ai născut pe fiul tău în staul, înfășându-l în scutece și punându-l în nesle. Cunoscând tristețea sufletului tău, îți cântăm așa: bucură-te că pe fiul tău cu glasul gurii tale l-ai mângâiat, bucură-te că pruncul cel veșnic cu scutece l-ai înfășat, bucură-te că pe cel ce ținea lumea cu lapte l-ai hrănit, bucură-te că staulul dobitoacelor ca un rai s-a arătat, bucură-te că tron de heruvim pe pământ te-ai arătat, bucură-te că în naștere și după naștere tu, Fecioară, ai rămas, bucură-te, Maică prea scârbită, ce prefaci scârba în bucurie. Bucură-te, Maică prea slăvită, ce prefaci scârba în bucurie. Văzând dumnezeiescul prunc culcat în nesle, au venit păstorii să se închine, vestind cele spuse de îngeri despre acesta, iar Maria păstra cuvintele acestea în inima ei. Și după 8 zile pruncul a primit numele Iisus ca om, după lege. Văzând smerenia ta, Maică și Fecioară, îi cântăm lui Dumnezeu: aleluia! Aleluia! Având credință statornică în Dumnezeu și plinind legea, în a 40-a zi au adus la templu pe Iisus părinții săi și l-au pus înaintea Domnului împreună cu jertfele de curățire, cum era scris în lege. Noi însă cântăm așa: bucură-te că pe Făcătorul lumii în templu l-ai adus îndată, bucură-te că de dreptul Simeon cu bucurie ai fost întâmpinată, bucură-te, una curată între femei binecuvântată, bucură-te că scârba ca pe o cruce în smerenie ai purtat-o, bucură-te că voia lui Dumnezeu totdeauna ai ascultat-o, bucură-te că pildă de răbdare și de smerenie ne-ai arătat, bucură-te, Maică prea scârbită,
ce prepaci scârba în bucurie. Bucură-te, Maică preaslăvită, ce prefaci scârba în bucurie. Cu putere de sus ai fost întărită, Maica Domnului, când ai auzit cuvintele dreptului Simeon. Acesta este spre căderea și ridicarea multora în Israel și ca un semn care va stârni împotrivire și prin sufletul tău va trece sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Mare durere a stăpuns atunci inima ta, o Maica Domnului, și cu durere ai cântat lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Plăruind Irod să nimicească pe prunc, a trimis să ucidă pe toți copiii Betleemului de 2 ani și mai jos, după timpul pe care l-a aflase de la magi. Dar după porunca lui Dumnezeu dată prin îngerul lui Iosif în vis, toată sfânta familie a fugit în Egipt și a rămas acolo 7 ani până la moartea lui Irod. De aceea îți cântăm așa: bucură-te că greul călătoriei cu dragoste l-ai suferit. Bucură-te că idole au căzut de puterea fiului tău biruiți. Bucură-te că între necredincioși 7 ani ai petrecut. Bucură-te că din Egipt cu pruncul și cu Iosif în Nazaret ai venit. Bucură-te că aici, la Iosif dulgherul, în sărăcie ai trăit. Bucură-te că în toată viața ai muncit foarte cinstit. Bucură-te, Maică prea scârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Bucură-te, Maică preaslăvită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Vifor de tristețe a cuprins pe Maica lui Dumnezeu, întorcându-se din Ierusalim și neaflând în cale pe pruncul Iisus, s-au întors și l-au aflat după 3 zile șezând în templu, ascultând și întrebând pe cărturari: de ce a zis lui Maica, fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată tatăl tău și eu te-am căutat îngrijorați. El l-a zis către ei: de ce era să mă căutați? Oare nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Și Maica, păstrând aceste cuvinte în inimă, a cântat lui Dumnezeu: Aleluia! Aleluia! Domnul Iisus a străbătut toată Galileea, învățând prin sinagogi și propovăduind Evanghelia împărăției, vindecând orice boală și orice neputință în popor, și a mers vestea despre dânsul prin toată Siria, încât i-au adus pe toți bolnavii, demonizații și neputincioșii de a vindeca. Iar tu, Maică, văzând profeția împlinindu-se, cu durere ai cunoscut că se apropie timpul când fiul tău va fi adus jertfă pentru păcatele lumii. De aceea te fericim, Maică, și-ți cântăm: bucură-te că pe fiul tău în slujba poporului l-ai dat. Bucură-te căci cu inima înfrântă lui Dumnezeu te-ai jertfit. Bucură-te că de potopul păcatelor lumea o ai mântuit. Bucură-te că ai zdrobit capul șarpelui cel vechi. Bucură-te că pe sine jertfa lui Dumnezeu te-ai adus. Bucură-te că trist ai fost, Maica Domnului Iisus. Bucură-te, Maică prea scârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Bucură-te, Maică prea slăvită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
propovăduind împărăția lui Dumnezeu, Iisus a mustrat mândria fariseilor ce se credeau drepți și care, ascultând pildele lui, înțelegeau că despre dânsii vorbea și căutau să-l prindă, dar se temeau de popor care îl socotea proroc. Știind acestea, Maica Domnului, supărată pentru fiul ei, se temea să nu-l omoare și întristată a cântat lui Dumnezeu: Aleluia! Aleluia! Văzând unii dintre iudei învierea lui Lazar, au mers la farisei și le-au spus ce a făcut Iisus. Caiafa, care era mare preot în anul acela, a zis: mai bine este nouă ca să moară unul pentru popor și să nu piară tot neamul. Și de atunci căutau cum să-l omoare. Noi însă, prea curată, îți cântăm: bucură-te că ai născut pe Mântuitorul lumii întregi, bucură-te, Maica Domnului, ca suferințele le înțelegi, bucură-te, împărăteasa cerurilor cea binecuvântată, bucură-te că doar tu te rogi pentru lumea toată. Bucură-te, Maică prea scârbită, ceea ce prepaci scârba-n bucurie. Bucură-te, Maică prea slăvită, ceea ce prefaci scârba-n bucurie. Iuda, unul din cei 12, la început apostol, apoi vânzător, s-a dus la mai mari preoți să-și vândă învățătorul. Iar ei, auzind, s-au bucurat și au făgăduit arginți ca plată. Tu însă, Maica Domnului, scârbită pentru iubitul tău fiu, ai cântat lui Dumnezeu: Aleluia! Aleluia! Stând la cină cu ucenicii săi, Domnul Hristos a spălat picioarele acestora dând pildă de smerenie și le-a zis lor: unul dintre voi mă va vinde. Noi însă, Maica lui Dumnezeu, suferind împreună cu Fiul, îți cântăm acestea: bucură-te, Maica Domnului, de ale inimii dureri chinuită, bucură-te că în valea plângere ai suferit mult scârbită, bucură-te că în rugăciune ți-ai găsit bun adăpost, bucură-te că celor scârbiți într-una bucurie l-ai fost, bucură-te potolirea întristărilor noastre, bucură-te că ne izbăvești din păcate. Bucură-te, Maică prea scârbită, ceea ce prefaci scârba-n bucurie. Bucură-te, Maică prea slăvită, ceea ce prefaci scârba-n bucurie. Vrând să arate iubirea sa de oameni și mulțimea milei sale, Domnul Hristos, la cina cea de taină, împărtășind pe ucenicii săi cu sfânt trupul său și cu prea curatul său sânge, le-a poruncit să facă pururea aceasta în numele său. Iar cu bucurie au cântat lui Dumnezeu: Aleluia! Arătat Domnul ucenicilor săi prin făgăduința că le va trimite pe Duhul Său cel Sfânt și Mângâietor, cel ce de la Tatăl purcede și care va mărturisi despre dânsul și va învăța tot adevărul. Iar noi cu Duhul Sfânt îți cântăm: bucură-te a Duhului Celui Sfânt că mare, bucură-te palata tot luminos și prea înfrumusețat, bucură-te largă încăperea lui Dumnezeu cuvântul, bucură-te că ai adus din ceruri pe mărgăritarul sfântul, bucură-te că prin naștere ușile raiului ni le-ai deschis,
Bucură-te că semn al milei cerești nouă mi te-ai arătat. Bucură-te, Maică prea scârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Bucură-te, Maică prea slăvită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Străin lucru și dureros este că Iuda un sărut și-a vândut învățătorul. Ostașii și comandantul lor l-au prins pe Iisus și legându-l au dus la arhiereul Ana mai întâi, apoi la Caiafa. Maica Domnului aștepta hotărârea pentru iubitul său fiu. Întându-i Dumnezeu, aleluia! Aleluia! Iudeii toți l-au dus pe Iisus de la Caiafa la Pilat, în pretoriu, părându-l că este un făcător de rele. Pilat l-a cercetat și le-a spus lor că nici o vină n-a aflat întrânsul. Noi însă-ți cântăm acestea. Bucură-te că ai avut inima de durere zdrobită. Bucură-te că pentru fiul tău ai plâns prea scârbită. Bucură-te că pe fiul tău cel iubit l-ai văzut la judecată. Bucură-te că fără cârtire ai răbdat durerea toată. Bucură-te, roaba Domnului, ce plângi și te tânguiești. Bucură-te, împărăteasa lumii, ce rugăciunile noastre le primești. Bucură-te, Maică prea scârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Bucură-te, Maică prea slăvită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Toate neamurile te fericesc, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, stăpână și Maica răscumpărătorului nostru. Cu nașterea ta ai adus bucurie la toată lumea. Apoi ai avut mare scârbă văzând pe fiul tău batjocorit, la chinuri și la moarte vândut. Noi însă cântare de umilință ți aducem o prea curată, cântându-i Dumnezeu, aleluia, aleluia. Cei mai vestiți ritori nu pot să spună, Mântuitorule, suferințele ce le-ai purtat când ostașii ți-au împletit cu nună de spini și ți-au pus-o pe cap îmbrăcându-te în haină roșie. Noi, cunoscând suferința ta și a Maicii tale cele preacurate, îi cântăm așa. Bucură-te că ai văzut pe fiul tău scuipat și bătut. Bucură-te pe cel ce l-ai hrănit la sân, disprețuit l-ai văzut. Bucură-te că în haină roșie și cu spini încununat l-ai văzut. Bucură-te că împreună cu el ai pătimit. Bucură-te că l-ai văzut pe dânsul de ucenici părăsit. Bucură-te că de judecătorii cei fără de lege l-ai văzut osândit. Bucură-te, Maică prea scârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Bucură-te, Maică prea slăvită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Vrând să-l scape pe Iisus, Pilat a zis poporului iudeilor, este obiceiul de a vă elibera un întemnițat de Paște. Veniți să vreți să vă eliberez pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat, nu pe el, ci pe Baraba, lăudând milostivirea lui Dumnezeu care a dat pe unicul său fiu la moarte de cruce ca să ne izbăvească pe noi de moartea cea veșnică, îi cântăm lui
Aleluia! Aleluia! Zid și scăpare fii nouă, stăpână, celor căzuți în scârbe și boli, că însă ți-ai suferit auzind pe iudei strigând, răstignește-l, răstignește-l! Acum auzi-ne și pe noi cei ce-ți cântăm ție. Bucură-te, Maica milostivirii, ce ne-ai șters plânsul cel de durere. Bucură-te, a păcătoșilor căzuți, grabnică mântuire. Bucură-te, a creștinilor mijlocitoare, nerușinată. Bucură-te că de patimile cele rele ne mântuiești îndată. Bucură-te că inimii înfrânte îi dăruiești veselie. Bucură-te, Maică prea scârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Bucură-te, Maică prea slăbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Cântare de umilință aduce Mântuitorului lumii, care de bună voie a mers la patim și la moarte de cruce. Ostașii l-au dus la Golgota și l-au răstignit. Lângă crucea lui Iisus stăteau Maica lui și mironosițele femei. Deci Iisus, văzând pe Maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea, i-a zis Maicii sale, femeie, iată fiul tău. Apoi ucenicului său, iată mama ta. Și din ceasul acela a luat-o ucenicul la sine. Iar tu, Maica Domnului, văzând pe fiul tău pe cruce murind, ai cântat cu amărăciune lui Dumnezeu. Aleluia! Și Dumnezeule veșnic, creator la toată făptura, umrab schinuri pe cruce, zicea plângând curata fecioară, prin străină nașterea ta am fost mai fericită decât toate maicile, dar vai mie că văzându-te acum răstignit, sabia îmi străpunge inima. Noi amintindu-ne de durerea ta, plângându-ți cântăm acestea. Bucură-te că de bucurie și veselie n-ai avut parte. Bucură-te că ai văzut a fiului tău moarte de pe cruce. Bucură-te că pe fiul tău cel iubit l-ai văzut răstignit. Bucură-te, melușea care pe mielul junghiat l-ai văzut. Bucură-te că pe doctorul sufletești trupesc l-ai văzut rănit. Bucură-te că pe fiul tău înviat din morți l-ai privit. Bucură-te, Maică prea scârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. Bucură-te, Maică prea slăvită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. O, lumina mea cea dulce, nădejdea și viața mea, o bunule Doamne, cum te stingi pe cruce. Fecioara subspinând grăia, grăbește-te, Iosive, la Pilat și cere trupul învățătorului tău. Iar pe tine, văzându-te gol și fără slavă, zicea, fiul meu, sabia a trecut prin sufletul meu, după spusele dreptului Simeon, iar noi suferind împreună cu Maica ta, milostive Mântuitorule, cel ce te-ai săvârșit pe cruce, rupând zapisul păcatelor noastre, te rugăm, dă-ne har ca să-ți cântăm cu dragoste. Aleluia! Aleluia! Cântând milostivirea ta, iubitorule de oameni, mă închin în durerilor tale, stăpâne, că vrând să mântuiești făptura ta, ai primit moartea, zicea preacurată, ci cu învierea ta, Mântuitorule, miluiește-ne și pe cei ce cântăm. Bucură-te că ai văzut mort pe Domnul cel slăvit.
Bucură-te că ai sărutat trupului fiului tău cel adormit. Bucură-te că lumina cea dulce pe Domnul în mormânt l-ai așezat. Bucură-te că pe fiul tău cu atâta jale l-ai îngropat. Bucură-te că-și cu giulgiu trupul sfânt l-ai înfășurat. Bucură-te că sabia tristeții te-a îndurerat. Bucură-te, Maică prea scârbită, ceea ce prefaci scârba-n bucurie. Bucură-te, Maică prea slăvită, ceea ce prefaci scârba în bucurie. O prea lăudată Maică cea căzută de scârbă și de durere sub crucea Fiului Tău și Dumnezeu, ascultă suspinurile și plânsul nostru și ne scapă de scârbe, de dureri și de moartea cea veșnică pe toți cei ce nădăjduim în nespusa Ta milostivire. Și cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! O prea lăudată Maică cea căzută de scârbă și de durere sub crucea Fiului Tău și Dumnezeu, ascultă suspinurile și plânsul nostru și ne scapă de scârbe, de dureri și de moartea cea veșnică pe toți cei ce ne dăjduim în nespusa Ta milostivire. Și cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! O prea lăudată Maică cea căzută de scârbă și de durere sub crucea Fiului Tău și Dumnezeu, ascultă suspinele și plânsul nostru și ne scapă de scârbe, de dureri și de moarte cea veșnică pe toți cei ce ne dăjduim în nespusa Ta milostivire. Și cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Către prea curată Maică și Fecioare, cea prea scârbită și plină de durere, umilință să ne rugăm. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. O mult îndurerată Maica Domnului, ceea ce ești mai presus decât toate fiicele neamurilor, pentru curăția ta și mulțimea suferințelor ce le-ai răbdat pe pământ, primește rugăciunile și suspinarea noastră și ne păzește sub acoperământul milostivirii tale, că alta de post și caldă mijlocire afară de tine nu avem, ca ceea ce ai îndrăzneală spre cel născut din tine, ajută-ne și ne miluiește cu rugăciunile tale, să scăpăm de toate săgețile urii, vrăjmășii și dezbinării dintre noi. Potolește inimile învrăjbite și întoarce-ne dragostea cea frățească, pentru ca iubindu-ne unii pe alții să ne trăim viața în pace și bună înțelegere și astfel să ajungem cu toții și în împărăția cerurilor, unde împreună cu toți sfinții vom cânta slavă unui Dumnezeu în treime, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii nesfârșiți. Potolește pornirile cele rele din inimile noastre născătoare de Dumnezeu. Stinge săgețile urii și toată tristețea din suflete o izgonește. Privind la chipul tău, ne umilim de suferința ta și sfânta ta haină o sărutăm. Săgețile vrăjmașului cele pornite asupra noastră ne înfricoșează. Nu ne lăsa, Maica îndurerilor, să pierim împietriți la inimă, căci noi, nici semenii noștri, să nu murim, nici unii
care ne întoarcem la tine, că tu ești Maică prea curată, cea prea scârbită, dar și îndurerată și plină de iubire față de noi. Ești îmblânzirea inimilor rele spre cunoașterea Fiului tău, ca să ne întoarcem la El cu credință. Amin. Cele alese dintre toate ficele neamurilor, Fecioarei Maria, Maica Fiului lui Dumnezeu, prin care a venit mântuirea lumii, cu umilință îi strigăm, caută la viața noastră și ne scoate pe noi, tu ceea ce plină ai fost de bucurie și ai dăruit bucurie vieții noastre celei pline de scârbe. Tu știi întristările și durerile ce le-ai îndurat când ai fost pe pământ. Fă dar și cu noi, după mila ta cea mare, ca să-ți cântăm așa: bucură-te, Maică prea slăvită, ceea ce prefaci scârbele noastre în bucurie. Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului, în al preasfințite Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață păcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Braz, Mitropolitul Moldovei, a cărui acatist l-am citit, rugăciunile Sfintei Mucenițe Tecla și al Sfântului Siluan Atonitul și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitori acestei Sfinte Catedrale, rugăciunile Sfântului Andrei, creștinătorul Dobrogei și părintele duhovnicesc al tuturor românilor, ale Sfântului Apostol Filip împreună lucrător, cu Sfântul Apostol Andrei la creștinarea strămoșilor noștri din Dobrogea, rugăciunile tuturor Sfinților Apostoli, rugăciunile Sfinților mucenici Epictet și Astion și Pantelimon,
Zotica, Talca, Masi și Filip Dasi de la Axiopolis și Emilian de la Durostorul, cu rugăciunile sfinților mucenici de la Adam Prisim, pali tuturor sfinților mucenici pătimitori în Dobrogea, cu rugăciunile sfinților erari, Marcu, Tite, Prem, Gheronte, Bretanion, Teotim și Iachint, pale sfinților erari, cu toți ocrotitori ai Dobrogei, pale sfinților erari, Nectarie din Eghina și Andrei, episcopul Cretei, rugăciunile sfinților mucenici Acachi, Ignatie, Eftimie, Mercurie și Paraschevii, rugăciunile sfinților mucenici din insula Lesbos, Rafael, Irina, Nicolae, Vasile, Teodor și Egumena Olimpia, pale sfinților cuvioșilor părinți, Stelian, ocrotitorul copiilor, Auxentie și Simeon Stâlpnicul și Sfântul Serafim de Sarov, ale căror sfinte moaște se cinstesc aici de față, rugăciunile sfinților și drepților dumnezeieștilor părinți Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Prea cuvioși, prea cucerniși părinți, iubiți credincioși, iată sfinții din neamul nostru presare aproape fiecare săptămână câte o ofrandă pentru noi urmașilor înaintea lui Dumnezeu, aflându-se și iată, pentru că săptămâna aceasta l-am prăznuit pe Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Braz, acatistul său pe care l-am citit ne-a arătat atâta înțelepciune, atâtea virtuți, atâta dragoste față de Dumnezeu și atâta mijlocire la Dumnezeu pentru noi. Atât de frumoasă este expresia acatistului, că cei pe care îi păstorea credincioșii săi erau comoara ierarhului. Și într-adevăr a trăit în vremuri vitrege, când Ștefăniță Cantacuzino, domnul Moldovei, se purta cu românii ca și cu niște străini și cu dușmanii românilor care erau atunci tătari, se purta mult mai blând și chema în apărarea sa. Și vieții români erau atât de împilați și tătarii veneau și îi jefuiau. Și cum spune cronicarul Ioan Neculce, nu mai aveau decât sufletele lor, atât de sărăciți au fost. Toate averile lor erau prăduite. De aceea, mitropolitul s-a dus la domnitor să-i ceară socoteală. De ce este dușmanul poporului pe care îl cârmuiește? De ce cere apărare de la cei care au venit să prăduiască țara străini de neam și de credință? De aceea a fost scos și s-au dus la cele două ctitorii ale sale, la mănăstirea Bogdana de lângă Roman și apoi la mănăstirea Braz, pe care a ctitorit-o din nou și atât de multe jertfe a făcut și atât de mult se ruga și ucenici a făcut dintre ei și a prorocit și și-a cunoscut și sfârșitul său.
Și iată, Sfântul Ierar Teodosie era iubit de popor, a ctitorit 8 mănăstiri din nou și la alte biserici a ajutat, a făcut să răsară și biserici noi, deși era retras din scaun, dar oamenii îl iubeau și veneau la el și a adunat danii, dar și-a cunoscut sfârșitul său, că va fi prin mucenicie. De aceea nimănui n-a spus unde a ascuns darurile credincioșilor ca să se continue ctitoriile și după sfârșitul vieții sale pământești. Și atât de bine a ascuns omorile, daniile pe care le-a primit de la creștini, încât a făcut și un testament, știind mai dinainte cele ce se vor petrece. Și testamentul l-a pus în pământ ascuns cu toate ofrandele primite de la creștini și a lăsat în testament ca cine va găsi aceste comori, acela să facă o mănăstire și 3 schituri. Și pentru că mănăstirea a fost prăduită și aproape dărâmată, cu adevărat urmașii săi, părintele Dimitrie mai ales, a găsit comoara și a scris în testament: veți găsi și osemintele mele la ultima săpătură cu care se va face ultimul schip, veți găsi și osemintele mele. Și toate s-au petrecut cum era scris în testament. Și iată, când s-au descoperit sfintele moaște, erau atât de frumos mirositoare, încât capul său așezat cu gura în jos spre pământ a fost scos și pus într-o raclă. După 150 de ani, și era pus într-o raclă unde se răspândea miros de bună mireasmă, încât și viitorii sfinți au trecut și și-au miresmat sufletul și viața lor de la mucenicul ales Ierar Teodosie, cum a fost Sfântul Antipa de la Calapodești. Viața Sfântului Ierar Teodosie a fost o candelă aprinsă. De mic a iubit viața călugărească și s-a identificat cu ea. Dar pe cât a iubit pe Dumnezeu, a iubit apoi și pe semenii săi, cărora le-a purtat de grijă. Și iată, după 150 de ani, din comoara păstrată în pământ, noul stareț Dimitrie a refăcut mănăstirea Braz și alte 3 schituri, încât ctitoriile s-au continuat și după sfârșitul său pământesc. Și a rămas ca un stâlp al credinței pentru parte de sud a Moldovei, unde a văzut lumina zilei și unde, cu dragoste, fiind scos din scaun, a venit să înnobileze mănăstirea și să facă alte mănăstiri surori, mănăstirii Braz. De aceea, evocând Sfântul Acatist viața lui pilduitoare, ne dă și nouă înțelepciune, tărie și dragoste să avem cu adevărat un luceafăr călăuzitor al credinței noastre, al răbdării și al dragostei noastre. Vremurile de atunci se aseamănă cu cele de acum. Și ierarhul s-a rugat
Și iată, am identificat în rugăciunea și în mijlocirea sa pentru popor cu adevărat pe păstorul cel bun, care și-a pus sufletul pentru poporul său și fiind ucis prin tăierea capului, el s-a suit cu sufletul la cer și trupul l-a lăsat ca o comoară scumpă pe pământ. Și ne este rugător și astăzi. Și iată, avem un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu atât de puternic. De asemenea, iată, el care a avut evlavie la Maica Domnului, Sfântul Ierar mucenic Teodosie, am făcut prelungirea acatistului său cu acatistul Maicii Domnului, cele 7 săgeți erau săgețile durerii sale. Prima săgeată a fost vestită chiar atunci când a fost adus pruncul Iisus la 40 de zile la templu. Săgeata aceasta i-a fost vestită de bătrânul Simeon, care a luat pruncul în brațe. Și Maica Domnului păstra aceste cuvinte în inima ei. Și când Domnul a fost răstignit pe cruce, a simțit acea săgeată, pentru că este Maica cea mai îndurerată. Nici o maică n-a suferit atâta durere, că nici o maică n-a fost mama Fiului lui Dumnezeu, cel care a făcut atâta bine neamului omenesc și tot binele a fost răsplătit cu rău. Dar durerea Maicii se va schimba prin învierea Fiului Său în rază de lumină cu care ne va aduce nouă tuturor mijlocire și îndrăznire către Dumnezeu și ne va alina durerile noastre și toate greutățile noastre. Și alte săgeți au intrat în inima sa când a fost pogorât de pe cruce, când a fost pus în mormânt, și altele atunci când era pălmuit, când era scuipat și când a fost adăpat cu oțet și cu fiere. Iată săgețile, cele aspre și amare ale Maicii Domnului, pe care le-a răbdat, și durerea ei a făcut să răsară lumină în sufletul ei după înviere. Și când noi avem dureri, ea nu cu săgeți ne pedepsește, ci cu razele luminii ei de maică purtătoare de grijă ne alină pe noi, pe toți. De aceea, iată, să ne înțelepțim și noi și să căutăm pe Maica cea prea curată să ne fie mijlocitoare, să căutăm pe sfinții în mijlocul cărora și deasupra cărora se află Maica Domnului și întotdeauna în necaz, în supărare, în durere, în primejdie, în foamete, în orice greutate să strigăm și noi către Maica Domnului că orice va cere ea pentru noi, auzindu-ne suspinurile și durerile, Fiul Său îi va împlini așa cum a făgăduit, fiind pe cruce Fiul Său când Maica se tânguia. De aceea, plecându-ne genunchii, ca să avem mai multă îndrăznire către Dumnezeu, rostind molitvele Sfântului Vasile cel Mare, să ne curățim și noi simțirile, ca să avem pe Maica Domnului mai aproape și pe Fiul Său și Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, mai puternic rugător pentru noi, pentru izbăvirea de orice rău și de toate păcatele noastre. Amin. Domnului să ne rugăm.
Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, păcătorul cetelor celor de foc și lucrătorul puterilor celor fără de trup, meșterul celor cerești și al celor pământești, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut nici poate să-l vadă, de care se teme și se cutremură toată făptura, cel ce a aruncat din cer pe căpetenia îngerilor care și-a încordat glumazul arecând, și s-a lepădat de slujba sa prin neascultare și pe îngerii ce împreună cu dânsul potrivnici, care s-au făcut diavole, aruncat în tuneric cu cel adânc al iadului. Fă ca blestemul acesta ce se face în numele tău cel înfricoșător să fie spre îngrozirea acestui povățuitor al bicleniei, și pune-l pe fugă și poruncește lui și diavolilor lui să nu facă nicio vătămare acestor suflete pecetluite, ci acești pecetluiți ai tăi să ia tăria puterii ca să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, că se laudă și se cinstește și de toată suflarea cu frică se slăvește prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Te blestem pe tine, începătorul răutăților și al culei, căpetenia împotrivirii și urzitorul vicleniei. Te blestem pe tine, cel aruncat din lumina cea de sus, surpat pentru mândrie în întunericul adâncului. Te blestem pe tine și pe toată puterea cea căzută ce urma voința ta. Te blestem pe tine, Duh necurat, cu Dumnezeu Savaot și cu toată oastea îngerilor lui Dumnezeu, Adonai Eloi Dumnezeu cel atotputernic. Ești, te depărtează de la robii Dumnezeu care stau înainte, de la cei ce s-au pomenit, de la toți bolnavii, de la cei ce se roagă de departe împreună cu noi. Te blestem pe tine cu Dumnezeu care prin cuvânt toate le-a zidit și cu Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui cel unul născut, care mai înainte de veci fără patimă s-a născut din trânsul. Cu cel ce a făcut făptura văzută și nevăzută și a zidit pe om după chipul său, și mai înainte prin legea firii l-a învățat acestea și cu priveghere îngerească l-a păzit. Cu cel ce a necat păcatul cu apă de sus și a desfăcut adâncurile de sub cer și a pierdut pe uriașii cei necucernici turnul fără de legilor l-a sfărâmat și pământul Sodomii și al Gomorii în foc și cu pucioasă l-a ars spre mărturie fumegă fum nestins. Cu cel ce marea cu toiagul a despărțit și pe popor l-a trecut cu picioarele neudate. Iar pe tiranul faraon și oastea cea împotrivitoare lui Dumnezeu, tabăra păgânătății sub valuri de veci a înnecat-o. Te blestem cu cel care la plinirea vremii din fecioară în chip de negrăit s-a întrupat și pe cețile curăției întregi le-a păzit, care a binevoit să spere prin botez tineciunea noastră cea veche cu care noi prin neascultare ne spurcasem. Te blestem pe tine cu cel ce s-a botezat în Iordan și ne-a dat nou în apă prin har chipul nestrucăciunii, de care îngerii și toate puterile cerești s-au mirat, văzând pe Dumnezeu cel întrupat, smerindu-se când Tatăl cel fără de început a descoperit nașterea cea fără de început a Fiului și când pogorârea Sfântului Duh a mărturisit unimea trăimii. Te blestem pe tine cu cel ce a certat vântul și a liniștit viforul mării, care a izgonit cetele diavolilor, cel ce prin tine a dat vedere ochilor lipsiți de lumina celui ordin naștere, și a noi zidirea cea veche a neamului nostru și celor mulți le-a dat grai. Cel ce a curățit rănile leproșilor și pe morți din groapă i-a înviat. Cel ce până la îngropare cu oamenii a vorbit și iadul prin înviere l-a prădat și toată omenirea a întocmit-o să nu mai fie cucerită de moarte. Te blestem pe tine cu Dumnezeu atoțiitorul care a însuflețit pe oameni și cu grai de Dumnezeu insuflat împreună cu apostolii a lucrat și toată lumea a umplut-o de dreapta credință. Teme-te, taci, fugi, pleacă, depărtează-te, diavole necurate și spurcate, cel de sub pământ din adânc, înșelătorule, cel fără chip, cel văzut pentru nerușinare, nevăzut pentru pățărie, oriunde ești sau unde mergi, de ești însuși Beelzebul, sau de te arăți ca cel ce scutură ca șarpele sau ca fiara sau ca aburul sau ca fumul, ori ca bărbat, ori ca femeie, ori ca jigani, ori ca pasăre sau vorbitor noaptea sau surd sau mut, sau care înfricoșesc cu năvălirea sau sfârșii sau uneltești rele în somn greu sau în boală sau în neputință, sau pornești spre râs sau aduci lacrimi de dezmerdăriș desfrânat, ori om irositor, ori poftitor, ori făcător de desfătare, ori fermecător, ori îndemnător spre dragoste necurată, ori ghicitor în stere, ori șezi în casuri și fără de astâmpări sau te schimbi cu luna sau te întorci pe noare care timp,
sau vii dimineață, sau la amiază, sau la amiază nopți, sau în orice vreme, sau la revărsatul zorilor, sau de întâmplare te-ai întâlnit, sau de cineva ești trimis, sau ai năvălit fără de veste, sau ești din mare, sau din râu, sau din pământ, sau din fântână, sau din dărâmături, sau din baltă, sau din trestie, sau din oroaie, sau de pe usca, sau din lungor, din pădure, sau din copaci, sau din pasări, sau din tune, sau din acoperământul băii, sau din scăldătoare de ape, sau din mormânt idolesc, sau de unde știm, ori de unde nu știm, cunoscut, ori necunoscut, sau din vreun loc de bănuit, pierzi și te depărtează, rușinează-te de chipul cel zdiș și frumuseța de mâna lui Dumnezeu. Te vede de asemănare lui Dumnezeu, ți-l întrupat să nu te ascunzi, robii lui Dumnezeu care sunt aici. În cei ce s-au pomenit, în toți bolnavi, în cei ce se roagă de departe împreună cu noi, că toiac de pierc și cuptor de foc și iadul și scrâșnirea dinților te așteaptă, ca răsplătire pentru neascultare. Teme-te, taci, fugi, să nu te întorci și să te ascunzi cu vreo altă viclenie de duhuri necurate. Și du-te în pământ pustiu, fără de apă, unde om nu locuiește, ce este cercetat numai de Dumnezeu, cel ce leagă pe toți care vatămă și uneltesc asupra chipului său, cel ce în lanțuri te-a aruncat în tunericul iadului pentru noaptea și ziua cea lungă. Pe tine, diavol ispititor și aflătorul tuturor răutăților, că mare este frica de Dumnezeu și mare este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor, celor de sub tăria ta, Dumnezeul arhanghelilor, celor de sub stăpânirea ta, Dumnezeul măritelor domnii, Dumnezeul sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce ai deslegat sufletele cele legate cu moartea și prin unul născut Fiul tău ai luminat pe omul cel pătruns de întuneric, cel ce ai slăbit durerile noastre și toată greutatea de la noi ușurat-o și toată nălucirea vrăjmașului de la noi ai depărtat-o, și tu, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, care cu moartea ta ne-ai făcut pe noi nemuritori și ne-ai mărit cu slava ta, cel ce ne-ai dăruit nouă să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu, și ai purtat pe crucea ta toată sarcina păcatelor noastre, ceea ce ai luat asupra-ți sfărâmarea noastră și ai tămăduit-o, Doamne, care ne-ai făcut nouă cale la ceruri și stricăciunea nestricăciunea ai prefăcut-o. Auzi-mă pe mine care cu dragoste și cu frică stric către tine, cel de-a cărui frică stopesc munții împreună cu tăria de sub cer, de-a cărui putere duhurile necuvântătoarele stihiilor se cutremură pe zicotarele lor, de-a cărui poruncă focul răsplătirii nu va trece hotarele cei s-au pus, ci suspinând așteaptă porunca ta, de-a cărui frică toată făptura se chinuiește oftând cu suspinuri negrăite și având poruncă să aștepte vremea sa, de care toată firea cea potrivnică a fugit oastea vrăjmașului s-a domolit, diavolul a căzut, șarpele s-a călcat și balaurul s-a strivit, prin care neamurile ce te-au cunoscut s-au luminat și s-au întărit în tine, Doamne, prin care viața s-a arătat, nădejdea s-a întemeiat, credința s-a întărit, Evanghelia s-a propovăduit, prin care omul cel pământesc s-a noit crezând în tine, că cine este ca tine, Dumnezeu atotputernic. Pentru aceasta te rugăm, Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, cel ce și mai înainte de veci mai presus de fire, primește pe aceștia care au venit la tine pentru numele tău cel sfânt, al unii a născut Fiului și al Preasfântului și Bunului și de viață Păcătorului Duh. Izgonește din sufletele lor toată neputința, toată necredința, tot duhul necurat, scuturător de sub pământ, din foc nesuferit, oftitor, iubitor de aur, iubitor de argint, turbat, desfrânat, o diavol necurat, întunecat, fără chip și fără rușine. Așa Dumnezeu îi depărtează de la robii tăi care stau înaintea ta, la cei ce s-au pomenit, la toți bolnavi, la cei ce se roagă de departe împreună cu noi. Depărtează toată lucrarea diavolului, toată vraja, toată fermecătura, slujirea idolească, căutarea în stele, vraja cu mor, vraja cu pasări, patima desfătării, beție, desfrânare, mânie, iubire de ceartă, neastâmpărare și tot cugetul viclean. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, îi suflă întrâni și Duhul Tău cel paștic, ca fiind păziți de El să facă roade de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îngăduință, de smerenie, de pricepere, își se robe ai Tăi numele Tău, numele Iisus Hristos, crezând în trăimea cea de-o ființă și mărturisind-o cu îngeri, arhanghelii, domnile cele mărite și cu toată oastea cerească. Păzește împreună cu dânsii inimile noastre, că puternic ești, Doamne, și Ție slavă înălțăm
și unii a născut Fiului și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor celor de sub tăria ta, Dumnezeul arhanghelilor celor de sub stăpânirea ta, Dumnezeul măritelor domnii, Dumnezeul sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce ai deslegat sufletele cele legate cu moartea și prin unul născut Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ai izbăvit neamul românesc de robia diavolului, care ne-ai făcut nouă cale la cerul și stricăciunea în nestricăciune ai prefăcut-o. Cel ce ești slăvit și lăudat de nenumărate recete de îngeri și de arhangeli și slăvit de cheruvimii cei cu ochi mulți și de serafimii cei cu câte șase aripi, care dor aripi și acoperă fețele lor din pricina Dumnezeirii Lui, cele nevăzute și necuprinse cu mintea, cu doare și acopere picioarele lor ca să nu se ardă de măreția Lui cea necuprinsă și de slava Lui cea negrăită și cu doare și zboare umplând cerul de strigarea lor, Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava Lui. Este certe pe tine, diavole, Domnul, care pe fiica mai mare lui sinagogi cu cuvântul a înviat-o și pe fiul văduc de din gura morții l-a răpit și mamei lui întreg și sănătos l-a dăruit. Să certe pe tine, diavolul, Domnul cel ce pe Lazar a patra zi neputre, ca și cum n-ar fi fost mor și nestricat l-a înviat spre mirarea multora. Să certe pe tine, diavolul, Domnul care prin scuipare preacuratului să obraz, a șters toată lacrima de la toată fața. Să certe pe tine, diavolul, Domnul, cel ce prin împungerea preacuratei sale a depărtat sabia aceea de foc care pe zăraiul și prin lovirea sa a îndepărtat pe toți cei ce erau împotriva sa. Cel ce s-a pogorât de la iad, mormintele le-a scuturat pe moții cei din veache a legat, și la viață i-a adus pe care portarii iadului văzându-l s-au înspăimântat și cu astea iadului au perit. Se certe pe tine, diavolul, Domnul, care a înfipt crucea spre întărirea și mântuirea lumii și spre căderea ta și a tuturor celor de sub stăpânirea ta. Se certe pe tine, diavolul, Domnul, care a înviat din morți Hristos, Dumnezeul nostru și tuturor a dăruit învierea sa. Să certe pe tine, diavole, Domnul care s-a înălțat la ceruri și a șezut de-a dreapta tronului slavei la Părintele Său. Să certe pe tine, diavole, Domnul care iarăși va să vină pe norii cerului cu sfință îngeri, cu putere și cu slavă multă să judece vii și morții. Să certe pe tine, diavole, Domnul, de care toate se tem că de neînduraș grozavă este mânia Lui asupra ta. Să certe pe tine, diavole, Domnul care ți-a gătit ție spre chinul cel veșnic, ocul cel nestins, viermele cel neadormit și întunericul cel mai adânc. Să certe pe tine, diavole, însuși Domnul cu numele Său cel înfricoșător. Înfricoșează-te, cutremură-te, teme-te, depărtează-te, pierd, fugi tu care ai căzut din cer și împreună cu tine toate duhurile cele vicrene. Duhul cel de noapte, cel de zi, cel de la amiază zile și cel de seară. Duhul cel de la miezul nopții, Duhul cel ce se întâmpinare de pe uscat, din apii, din trei căi, din bălci, din râuri, care cu trei prin case, prin curți și prin băi și vată și schimintea omenească. De grea plecați de făptura ziditorului Hristos Dumnezeu și vă depărtați de suflet, din inimă, din rărung, din simțiri și din toate mădularele lor. Ca robrii Dumnezeu aceștia să fie cu totul sănătoși, întregi și sloboți, cunoscând pe Stăpânul și ziditorul tuturor, cel ce cheamă pe toți și le dă lor pe cetea noirii Dumnezeu scurii botez. Ca aceștia să lășluiască în locul verdeață și să se împărtășească cu sfintele și nemuritoarele taine ale unei a născut Fiului Lui Dumnezeu și fiind păstoriți cu toiagul cruci să vină la apa odihnii și a plata chemării cele de sus întru tine, Domnul și Dumnezeul nostru, care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase,
unele născut fiule și cuvântul Tatălui, care ai rupt toată legătura păcatelor noastre prin patima ta și ai suflat în fețele apostolilor tăi și ai zis, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărora le veți ține, ținute vor fi. Stăpâne, prin Sfinții tăi apostoli, ai dăruit și arhiereilor care slujește de Sfinte în Sfânta Biserica ta, să ierte păcatele pe pământ și să lege și să dezlege toată legătura nedreptății. Și acum te rugăm pentru robii tăi care stau înaintea ta, pentru toți cei ce s-au pomenit, pentru cei ce se roagă de departe împreună cu noi. Dă-le lor mila ta, rupe legătura jurământului și a blestemului cu care s-au legat și orice au greșit din neștiință sau din nebăgare de seamă sau din slăbiciune sufletească au lucrat. Cel ce știe neputința omenească, ca un iubitor de oameni și bun stăpân, toate păcatele, cele de voie și cele fără de voie, iartă-le. Tu, cel ce dezlegi pe cei legați, cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea celor deznădăjduiți, odihna celor osteniți, slobozește pe robii tăi aceștia din legătura păcatelor lor. S-a preamărit prea sfânt numele tău împreună cu al Părintelui Celui fără de început și cu al prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Îndurate, Doamne, bunule și iubitorule de oameni, că ai trimis pe unul născut Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos în lume, să rupă zapsul greșelilor celor noastre și să dezlege legăturile celor legați de păcate și să propovăduiască celor robiți iertare. Tu, Stăpâne, pe robii tăi care stau înaintea ta, liberează-i cu bunătatea ta de legătura ce este pusă asupra lor și le dăruiește să se apropie fără de păcat în toată vremea și în tot locul cu îndrăznire către slava ta și cu cuget curat să ceară de la tine mila cea bogată. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești ce slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să iertăm și să uităm tot ce ne-a greșit cineva, să nu ne mai aducem aminte, ca și Dumnezeu să ne ierte pe noi. Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, împăratul veacurilor și dătătorul bunătăților, care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbii și ai dat pace neamului omenesc. Dăruiește și acum pace robilor tăi. Înrădăcinează întrânși. Frica ta și dragostea unuia spre altul întărește. Stinge toată vrajba, îndepărtează dintre dinși toate îndemnurile spre dezbinare, că tu ești pacea noastră și ți-i slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îl dați Sfinților Săi ucenici și apostoli, zicând, pe oameni mâinile veți spune și binele va fi. Și printre înșiși noi arhiereilor ne este dat acest har să vă tămăduiască fiilor duhovnicești, de neputința sufletească și tupească, să vă dăruiască bisericii sale întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile bine umplând și făcând poruncile lui Dumnezeu. Să învieze Dumnezeu să se risipească vrăjmașii lui, să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul cu stopește ceara de la fața focului. Așa să piară diavolii cei fermecători și descântători, de la fața robilor lui Dumnezeu care sunt aici, de la toți bolnavi, de la cei ce s-au pomenit, de la cei ce se roagă de departe împreună cu noi. Iar rugă-i Dumnezeu aceștia să se bucure de Domnul și să se veselească, să fugă și să se depărteze de la sufletele, de la trupurile voastre, din calea voastră, din casele voastre, tot vicleanul și necuratul diavol și otrăvirea și farmecele și descântecele într-un nimic să se prefacă și să se stingă prin aceste molitve cu harul preasfântului Duh și prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată să ne bucurăm din nou că avem străjeri
atât de puternici în ceruri, care ne trimit raze de lumină, și iată păstorii care au fost din neamul nostru și sufletele lor s-au suit la ceruri, ei cu multă apropiere și afecțiune și dragoste ne poartă nouă de grijă și când le cerem ajutorul se grăbesc să ne trimită raze de har și de lumină ca să ne întărească în lupta noastră cu păcatele, cu ispitele și cu toate greutățile vieții, ca noi să ne eliberăm de cel rău și să avem îndrăznire către Dumnezeu. Iar Maica Domnului, la cei ce sunt împrejurul Său, sfinții din cer, înmulțește darurile și bucuriile noastre și luând aminte la cei ce sunt din neamul nostru care se roagă pentru noi, pentru că noi o cinstim pe Maica Domnului în chip deosebit, ea ne este mereu acoperământ, scăpare și întotdeauna nădejde de mântuire. Această nădejde de mântuire să o ținem trează și să lucrăm în fiecare zi pentru mântuirea noastră, căci viața aceasta se sfârșește și să nu se sfârșească în zadar, să ne arvunească și să ne pregătească viața cea veșnică de care toți avem parte. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Stimați ascultători!